Și la un moment dat a apărut fiul doi Gorna, că săracul era și el, îi cunoștea pe cei de pe plajă, vine așa extenuat și zice, domnule, dar m-au urmărit ăștia cu o mașină până în Brașov. Din Brașov au schimbat mașina la Buzău iarăși, am ajuns aici. Și în timp ce noi conversam și să ne, ne distram de urmărire, apare un tip care era complet confuzionat ce să facă săracul. Și își dă jos toate hainele și rămâne în pantofi cu șosete și stătea și trăgea cu urechi. coła co poradam? to jest magnifico, emblema, da, fabularna scena. Dragi prieteni, bine v-am regăsit la interviurile IBS Radio. Sunt Tudor Uncanu, iar alături de mine se află domnul Virgil Mihaiu, un personaj fabulos al Clujului nostru, mă, nici nu știu din ce parte să încep descrierea, este unul dintre cei mai interesanți poeți echinoxiști, este un estet al jazzului de atât amar de vreme, E un om care iubește Portugalia, iubește Brazilia, uh, iubește jazzul extraordinar de mult și uh, radioul de ce nu. Bine, ai venit Virgil Mihaiul la IBS. Merci de invitație. Uh, Ne-am întâlnit în urmă cu câteva zile și îmi spune că va apărea curând o istorie a jazzului european, unde tu te ocupi de capitolul uh, românesc. Dar scrii jazz de la sfârșitul anilor 60, dacă nu mă înșel. Da, din în virtutea senectuții la care am ajuns, se împlinesc cam 50 de ani de la primul articol, să zic, de la primele articole pe care le-am publicat în Steaua, din câte mi-amintesc, Steaua, Tribuna, Pesa Culturală Clujană, iar uh, cartea de care vorbeai, din fericire, a apărut. Din păcate, nu în cele trei zile care au trecut de când am văzut, ci în cei cinci ani, nu, cei zece ani de elaborare. Uh -huh. A durat enorm, pentru că era o complicațiune teribilă să pună de acord uh, cele 40 de țări din care provin autorii, fiecare din acestea, să spun, nu știu exact numărul lor, să, dar în orice caz cu ceva peste 40. Coordonatorul fiind Francesco Martinelli din Siena, unde există o asociație națională de jazz din Italia, în niște condiții mirifice. Este o cetățuie ca la Cluj, orașul unul din cele mai frumoase mm -hmm. din lume. iar tot, toată fortăreața de pe colina din centru e dedicată jazzului. Deci e ceva așa de vis. Fabulos! Oricum, da. dacă ar fi să facem o investigație în istoria literară românească, ești printre singurii care are și cărți vis-a-vis -vis de acest fenomen. E un om, ești un om care mă scrie iată de jumătate de secol, dar mai și văzut tot ce s-a întâmplat aici la Cluj, în mod special, dar și peste tot în România. Uh -huh. Ești și și unul dintre oamenii care scriu un jazz forum, nu? De atâta vreme. Da, asta a fost uh, platforma de lansare. Era un, un fenomen absolut unic în presa din uh, perioada totalitară a Europei Centrale și de Est. Uh, se publica la Varșovia și uh, din fericire m-a ajutat, de data asta am fost ajutat de faptul că eram născut în 1951, deci atinsese oarecum o maturitate în momentul când s-a produs această cooptare într-un colegiu internațional în care figurau mulți dintre autorii acestei uh, istorii a jazzului european de care amintam noi la început. De ce? Pentru că fiecare țară încerca să găsească un personaj genul meu care să circule prin festivaluri, să mențină așa un fel de cronică a istoriei jazzului din țările respective. Și exact așa erau și acolo cel puțin 40 de țări reprezentate. Avantajul era că pe pagina a doua apăreau adresele tuturor acestor jazologi, da, eram într-o într -o conexiune incredibilă, deci într-un fel anticipa internetul, dar era mult mai focalizată. Da, era grupul bine Da, și când mergeai oriunde te-ai fi dus, chiar am făcut personal experiența asta, se întâmpla că totdeauna dădeai de niște oameni perfect compatibili, empatici, care aveau cam aceleași ticuri, aceleași tabieturi, Um, Nemai vorbind, mediul în care se mișcau și ambianța propriilor case, mm -hmm. era fascinantă de discuri, uh, filme, DVD-uri ce apăruseră pe atunci, cărți, uh, reviste de specialitate, plus mentalitatea absolut compatibilă. Și... Exact, erau exact personajele pe care da, le căutai și da, pe care ai vrut să da. le întâlnești. Am văzut că jazz forum continuă să apară. Sigur, dar te urmăresc dar, și pe Facebook. Acolo s-a întâmplat un fenomen dezagreabil care ne-a pus pe toți pe gânduri încă din începutul anilor 90, pentru că noi aveam toți cehii, ungurii, polonezii, iugoslavii, rușii, sovietici, etc., toți aveam iluzii. Formidabile, scăpăm de dictatură și înflorim. Din contră, Just Forum a început cu dificultățile după ce Polonia a scăpat de, de regimul monopartid. Când au văzut că intră în criză țara, au apelat la forumuri internaționale gen UNESCO, nu mai știu, ONU sau ce fi fost. Solicitându-le un ajutor temporar pentru a menține această revistă, care era realmente, efectiv, îndeplinea toate normele Uniunii Europene, în sensul că era o, o comunitate de idei extraordinară și uh, realmente puneau în practică idealurile nobile uh, ale umanității. Uh, dar, din păcate, niciun răspuns. I-au lăsat pur și simplu. Uh, au rămas atât de șocați încât au decis să renunțe la ediția în engleză, asta uh -huh. prin 93, da. și să continue doar în Polona și asta am, am scris un eseu care a apărut și în America și am zis... Atunci s-a terminat da, comunicarea. Da, eu am Nu s-a terminat, am continuat, dar eu i-am aplaudat pentru că eu sunt un fervent adept al limbilor naționale și am zis, perfect, nu vă convine să citiți în engleză, care limba mondială, învățați polona. Așa, așa ar trebui și, de exemplu, și românii, dacă ar face o revistă. Ce asta? România e un esperanto al limbilor latine. Deci s-ar înțelege 85% din, din texte, mai ales focalizate pe, pe acest domeniu, care are un limbaj internațional foarte, foarte fluent. Deci acolo a fost o sincopă și, din păcate, s-a creat o traumă. Pe care eu mi-am atenuat-o pentru că m-am mutat în revista Down Beat, care apare cu statut de un fel de zic ei, un fel de Biblie a, a jazzului mondial, apare din 1934 la Chicago. Și ei își mențin cumva, să zicem, o alură similară cu jazz forum dar mult, mult mai restrânsă. Suntem abia, cred că abia 11, hai să zic, 12 corespondenți și reprezentanțe ai altor țări. Da, da. Și apărăm pe pagina a doua, cu, la fel ca și la jazz forum, dar suntem mult mai puțin din Est. Acolo mă bat cu pomnul în piept, am fost primul și unicul, după care a apărut Chiril Mașcov la Moscova. Și suntem acum doi. Virgil Mihaiu se află așadar la noi, mm. în studioul EBS Radio. Îmi vine să te întreb: cât de importantă a fost mișcarea de jazz în anii comunismului? Se spunea că jazzul e un gen mm. muzical importat dintr-o lume capitalistă, feroce o lume cu care nu trebuia să avem contact. Dar cu toate acestea au existat festivaluri, te-ai plimbat foarte mult prin țară, ai scris despre festivalul de la Sibiu de fiecare dată când se întâmplau miracolele după marile geruri, ca să te citez dintr-o poezie, imediat după marile geruri. Cât de important a fost jazzul din punct de vedere cultural? A fost o mișcare de rezistență? Din câte am dedus împreună cu Sorina Antofi, care e un fel de spirit afin al meu, de la Iași, um, am spune că, într-adevăr, ai, ai, ai dreptate așa este. Um, efectiv, o formă de rezistență pacifică și recunoscută ca atare. Chiar mi-am că Emil Hurezeanu, actualul uh, ambasador român în Germania și ex... Uh, Colegul nostru de la Equinox, pe când își susținea diatribele de la Radio Europa Liberă, nu uita să menționeze festivalul de jazz de la Sibiu printre principalele forme de rezistență prin cultură. Evident, mai adăuga și festivalul de poezie de la Sighișoara, unde mă puteam întâlni cu o rudă data apropiată cu acea ocazie să-i admir biblioteca. Și uh, mai erau așa mici dar uh, din fericire comunitatea jazistică și-a menținut un statut aparte și am încercat diverse explicații pe diverse paliere, unele ținând uh, prin comparație. Uh, ținând de specificul artei muzicale, pentru că dacă am fi comparat cu ce se întâmpla în timpul lui Stalin în, în Rusia sovietică, acolo foc, atacul principal era contra artelor subversive prin cuvânt și de asemenea existau... De, în primul rând se ataca tot ce ținea de literatură și de, de idei. Aici, la noi, prin forța împrejurărilor datorită acestui cuplu nefast care era... care decidea la vârf și total incult și total agramat. Normal că la literatură și în poezie mai scăpau mai scăpau chestii ambigue. Adică era o artă mai, mai ambivalentă, mai... Mai imprecisă, iar uh, muzica, ce să mai vorbim, era totalmente abstractă și scăpa cel mai lejer de, de cenzură, în timp ce artele vizuale, uh, cinematografia și coreografia erau terminate. Cenzurate. Erau la punctul da. mm -hmm. Pentru că cei doi, cum să spun, tirani se legau de cele mai superficiale aspecte și noi ne mai vorbim de influența malefică a acestei soții, a lui, a lui Ceaușescu, care, îți dai seama, ea săraca vedea ceva așa ca la, un, ca la o telenovelă când se uita la un spectacol de, de coreografie sau la un film în care era foarte lejer de ex, extirpat orice nu convenea. Uh -huh. uh, chiar îmi vine să te întreb dacă la Sibiu ai văzut oameni care erau acolo ca să observe fenomenul și ce uh -huh cât erau ei de uluiți. Acolo se întâmplau lucruri interesante, de exemplu da. să scoteau scule în fața casei de cultură da. și să făcea jam session. Exact. Gem session-ul, da. prin esență, da. e o da. chestiune care trebuie să scape de sub control. Erau uh, cerberi din ăștia care erau trimis să vadă ce se întâmplă. Uh, erau de era așa un fel de... Uh, <laughs> era de-a dreptul uh, comic. Pentru că mi-amintesc că și la cluburile de jazz, așa zisele cluburi de jazz care nu seamănă cu ce în Occident, era un fel de mici coli de, de estetică, într-un fel. Adică se făcea un fel de propagandă prin conferințe și dezbateri și ca un fel de cenaclu. De acolo era dat dreptul comic, pentru că această caracteristică a muzicii, de a fi abstractă și de a deveni tot mai incomprehensibilă, pe măsură ce e mai mai complexă și mai profundă, îi, îi punea pe acești indivizi într-o postură lamentabilă de ți venea milă, pentru că pur și simplu adormeau. Au fost cazuri în care îi recunoșteai clar, veneau și ațipeau acolo, lumea era entuziasmată și foarte participativă și când vede un somnambul, zice, a, da, bun, pe ce caută ăsta venit să doarmă la club? Săraci erau și ei într-o oarecare misiune. Așa că și la acele întâlniri adorabile care se întâmplau îndeosebi în în piață, exista o curte interioară a casei de cultură a studenților și aceea se afla lângă o biserică reformată. Așadar, locul era spațios și cumva frumos împrejmuit de niște uh, ruine și uh, pereți medievali. Și atunci era oarecare intimitate și nu era niciun fel de... Chiar și acel uh, șef de județ care era fiul lui Ceaușescu, Nicu Ceaușescu, a fost destul de discret. În general, așa poate că venea... Odată, la câte un festival, în câte o seară, intra puțin, stătea în loja centrală și pleca. Deci, nu, era ca și. Un, mă gândesc că uh -huh. aceste manifestări au avut și un caracter de supapă, pentru că nu-ți poți explica nici fenomenul de la Costinești, unde uh, mergea elita învățământului superior din România. Uh, și pe toate planurile exista așa un fel de defulare, inclusiv pe plan radiofonic. Mi-amintesc că în Cluj fusese inclusiv postul de radio închis, Cluj fusese închis, iar acolo mergeam cu, cu valize pline de discuri pentru că era radio vacanța, dar radio vacanța absolut local. Da. Nu era cel din. Mai așa acolo se mai punea. puteai să mai, mai ai câte o mică enclavă, dar. Aici era de-a dreptul cap cu puteai să faci cum conversăm noi acum, de plină libertate. Era un fel de școală deja și avea și public Absolut. foarte receptiv, foarte receptiv. Nu mai vorbesc de ambientul ăla colosal, își părea, dacă vrei să-ți spun una și mai tare, <laughs> erau plajele de nudism care erau tot așa, un fel de colog, absolut <laughs> incredibile, de ne distram cu Antohi de pe atunci. Și la un moment dat a apărut fiul Doinei corna că săracul era și el, îi cunoștea pe cei de pe plajă, vine așa extenuat și zice, domnule, dar m-au urmărit ăștia cu o mașină până în Brașov. Din Brașov au schimbat mașina la Buzău iarăși, am ajuns aici. Și în timp ce noi conversam și să ne, ne, distram de urmărire, apare un tip care era complet confuzionat ce să facă săracul și își dă jos toate hainele și rămâne în pantofi cu șosete și stătea și trăgea cu urechea la ce vorbeam. Asta este magnific o emblemă. Da, fabuloasă scena Ai știut să vezi lucrurile amuzante din acea perioadă, și ți-ai și trăit foarte frumos acea perioadă în care, deși părea o Românie izolată, ai găsit ferestrele și chiar comunicarea. Uh, cu diverse uh, direcții și personalități ale lumii dacă e normal să fi scris despre jazzul românesc, ai făcut-o cu foarte mult entuziasm și despre part, de, partea slavă de jazzul rusesc. Da? Da. Ai descoperit niște oameni fabuloși. Mm -hmm. Dacă nu mă înșel ai și fost în Moscova mm -hmm. să întâlnești la ei acasă mm -hmm. Da, e mai, mai, lungă istoria. Eu m-am regăsit într-o istorisire făcută de Vladimir Tarasov, care era percuționistul celebru al celui mai colosal grup, Ganelin Cicasin Tarasov, și și-a scris el niște memorii care se intitulează 3O, și am găsit cartea la un mare jazzolog din Austria, în bibliotecă, zic, ce e asta? A uitat Tarasov să-mi trimite. când mă uit acolo, un capitol întreg despre România, în care el își amintea cum uh, reușisem să-i persuadez pe cei de aici, de la, de la Aria, cu turnele, să aduc acest grup în, în România și -au, au cântat la Sibiu, unde au făcut, efectiv, puțin spus, furori. Deci a fost un concert absolut inimaginabil. După care am mai reușit odată, în 1983. Deci, de două ori au făcut turneu prin România acești genial muzicieni. Chestiunea este că atât era de impresionant încât eu am avut, am savurat și am beneficiat de anumite consecințe benefice după ani și ani. Am ajuns în America și un foarte simpatic lujan, domnul George Roth mă invită la el în California și mă duc în California, nu prevăzusem asta, zic, cum vrei să vin eu din New York, să iau un autobuz 5 zile, zice, nu, 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 Ei un avion 5 ore și eu ți-l decontez. Ajung, stau la el, mama lui fusese solistă de operă la Opera Maghiară, un, un tip adorabil care la final totuși zic, măi, dar tu în fond ne știam așa, superficial din Cluj, dar care e motivația? Nu pricep că nu suntem mari amici, zice Gile, tu mi-ai schimbat viața. Zic eu, cum? Cu concertul Ganele în ca în Tarasov. Zice, a fost atât de, de impresionantă acea experiență, încât o viață întreagă nouă. Și asta mi s-a întâmplat cu mai mulți. Da, S -s. și a știut să-ți mulțumesc într-un mod foarte da, frumos. Da, dar realmente atunci eu, atunci eu aveam deja această tendință de a nu mă încrede doar în promovările hiper ultra uh -hmm. și manipulate, să zicem, de considerente comerciale cum erau case de discuri care aveau interese și așa. Din contră, mă uitam și nu venea să cred că există în anumite zone, cum ar fi, de exemplu, Baku, Azerbegean, o, o tradiție jazzistică incredibilă. Și anul ăsta am reușit să ajung acolo la fața locului și să mă convinc că intuițiile de atunci se verifică. Extraordinar. Da. Și pe lângă partea asta, Slavă, ești atras și de Portugalia. Ai fost acolo o bună bucată de timp. Da. Ai fost. Da, în total am stat șapte ani. Șapte uh, ani. Cei șapte ani de acasă recuperație. Nu, nu, nu consul. Consul e imposibil. N-aș fi putut realiza nimic. Nu, am fost cofondator al Institutului Cultural Român din Lisabona. da. Și ca să atunci România făcea o expansiune culturală extraordinară, adică se deschiseseră mai multe ICR-uri, inclu... deci în total 18 erau în 2006 când am început. Și din cauza asta, ca să beneficiez de o protecție diplomatică, intrai și sub egida Ministerului de Externe, unde te numeau atașat cultural, dar numele actual este ministru consilier și a, eu știam unde mă duc. Deci, acolo fusese blaga ambasador din 1938 uh -huh. în 1939, iar Mircea Eliade a fost pe acest post din 1941 până în 1944, 1945, atâta asta și la Lisabona. Deci, văzând că totuși ține foarte mult de istoria culturală a României, am zis, uite, hai să fac această experiență. Și a fost foarte agreabilă, deși când m-au întrebat unde m-aș aș prefera, evident că am zis alte țări. Am zis în primul rând Croația sau, mă rog, ceva din spațiul ăsta, cum ar fi Muntenegru, care e fascinant, e un paradis terestru. Uh, zice, acolo nu avem. Păi nu aveți nici în Brazilia. Nu. Păi atunci, unde aveți? Ah, uite, totuși, e de limbă latină și în Europa. Și făcusem portugheză cu Marian Papa la Facultatea de Literă din Cluj. Și atunci am, cumva mi-am perfecționat cunoștințele la fața locului. Sunt două lucruri care seamănă, aparent, dar sunt total diferite. Mă, Brazilia și Portugalia, chiar și limba este complet... Ac da, într-adevăr, deci, și... limba, limba, acum da. eu, de, din 2015, am șansa de a fi fost numit director la Casa du Brazil aici în Cluj, unde te invit să vii și tu când vom avea niște acțiuni, unde... Facem cursuri de portugheză braziliană și profesoara este adorabilă. Se cheamă Cristina Petrescu. Știe să cânte diverse muzici inclusiv Bossa Nova <laughs> cum, cum, cum e necesar și într-adevăr ai perfectă dreptate. Că e o, un paradox adică portughezii au creat națiunea braziliană însă aceea a avut o dinamică cu totul proprie și a devenit un focar cultural și creativ extraordinar, așa cum poate că în lumea hispanică din America Latina ar mai fi Cuba și Argentina și cred că poate și Mexicul, dar mai haotic. Dar oricum e un, un teritoriu fascinant. Ești în continuare foarte ancorat în această lume a jazzului. Practic, de când te știu eu, ești ceea ce se numește un om liber, un estet al jazzului, așa cum ești și cursul pe care îl ții la Academia de Muzică. Ce șanse are limbajul ăsta în secolul 21 S-a schimbat ca și receptare, s-a schimbat ca și atitudine, limbajul în sine, jazzul da obligatoriu pentru că e o muzică foarte plastică, foarte adaptată la spiritul unei anumite epoci, și din cauza asta și fost uh, supranumită muzica secolului 20, pentru că în fond confluează în ea toate tendințele. Inițial s-a crezut că e o pură sinteză afroamericană pe filieră de blues. Cam așa a durat vreo 50 de ani percepția. Și inițial s-a crezut că e un fenomen așa para-etnografic, -etno etnologic. Dar cu timpul... Fuziunea către muzica contemporană cultă s-a accentuat și, bineînțeles, din anii 50 s-au produs mai multe fenomene, între care și diversificarea lingvistică. Inițial a fost doar monopolul limbii engleze, actualmente grație intervenției Bosanovei în anii, din, începând din 1958, când s-a emancipat brusc limba portugheză braziliană a devenit o lingua franca într-o anumită direcție stilistică și după care s-a efectiv fiecare țară și-a căutat cumva o cale proprie și s-a reprodus, s-a reprodus, s-a întâmplat re fenomenul acela anumit școală națională, care a existat în istoria muzicii la finalul secolului XIX, în care toate și continuat la început de secol 20 la noi cu Enescu, pe toate, pe toate, direcțiile, cum ar fi Bela Bartok, cum ar fi în Rusia, după Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev, la, la Cech, Smetana, Dvořák, Leo și Iana și mulți, mulți, mulți. Cam în toate țările există nume mari. Chiar stăteam de vorbă la un moment dat pe internet, că acum ne putem întâlni cu oricine, cu un mare pianist de jazz, zic eu, Nick Berci. Uh, și el spunea: Rămân surprins că spui despre muzica mea că ar fi jazz. Și am spus că, într-adevăr, limbajul s-a diversificat atât de mult încât eu cred că ceea ce face el și ceea ce fac foarte mulți dintre oameni din generația sa este în continuare jazz. Așa cum și Manfred Eicher a bănuit de la bun început că acest jazz este o muzică contemporană și, practic, nu mai are nicio importanță cum o catalogăm. Exact. Da, eu sunt perfect de acord cu tine și în total dezacord cu muzicienii care fac carieră, de fapt, pe filiera asta în diverse direcții, dar refuză să, să accepte că, de fapt, ei fac jazz și dacă n-ar face jazz, ei, în fond, ar fi complet neglijați. De fapt, pentru ei este o platformă extraordinară de, de lansare de idei noi. Că, pe, apropo de Nick Barci, chiar am avut șansa să prezint unele din primele lui apariții la, la Chișinău, unde este un festival foarte important, și am șansa că îl prezint acolo anual, în fiecare septembrie. Și acolo au apărut pentru prima dată și, am, și pe mine m-au frapat. Formidabil a fost acea... Era o formulă magică, era un quartet foarte, mm -hmm. foarte interesant. Dar asta e, cum, cum spui, exact așa. De acord. De acord. <laughs> Virgil Mihaiu, mai ai vreme de poezie? Mai în față o carte cu tineri poeții. Da, e, foarte tiner, foarte, foarte tiner. tiner. Aici eram de etatea ta. Da, e o carte apărută eram, cu ceva vreme în urmă. A apărută fix în 91, da. uite. Exact. Da? da. Uh, era. Scoasă în, în Anglia și grație acestei cărți. Acum am, am regăsit-o la Uniunea Scriitorilor Deja m-am recuperat-o, altfel <laughs> o aruncau la gunoi, cine știe ce făceau. Și um, ideea este că, totuși, grație acestei inițiative a Brandy Walker, um, am, am avut parte de un turneu foarte interesant. Adică ea voia să-mi bage pe gât, să spunem așa, un acompaniament de jazz, dar făcut la modul cel mai economic, adică să apare un tip cu un saxofon care să cânte în paralel. Și atunci mi-a căzut fi să zic, nu se poate așa ceva, trebuie să fie un individ absolut implicat și care să comenteze efectiv instrumental ce spun textele astea, și s-a creat o fuziune formidabilă, totul merge după providență, efectiv. L-am admirat, este vorba de Alan Tomlinson, un, un trombonist mm -hmm. incredibil, și l-am admirat în festivalul din Varna, în 1993. Așa, și în 1993, la final, ne-au chemat să facem un turneu lung de tot, prin, prin Anglia, Scoția, Irlanda de Nord, Irlanda așa, numai țara Galilor am ratat-o, dar lung. Și acolo ne-am creat această fuziune, după care am dezvoltat-o într-un grup numit Jazzographics, care, sigur, prin forța împrejurărilor, nu avea o continuitate. Da, no, eu mi-am da. și de o colaborare pe care ai avut-o, da. ori cu Șaba, ori cu un alt grup din Bosaria. Cu ei, cu, Şaba, cu da, Şaba, da, 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 pentru că eram invitat la expoziția mondială din 1998 din Portugalia și eu deja intrasem în obsesia că voi, voi muri înainte de a vedea Portugalia, ceea ce ar fi fost o anomalie. Și -am, am făcut propunerea pentru pavilionul României și am primit, după ce l am arătat colaborările astea cu Alan Tomlinson și în acel grup jazzografic era și Corneliu Stroie la percuție și Harita Haritavitian la pian. Deci, funcționa binunat, dar eu eram mm. aici și ei doi în Constanța și Tomlinson la Londra. Foarte complicat. <laughs> și atunci când am făcut o, o, această propunere, din păcate Harry nu a marșat și atunci i am spus lui Dima Belinski, care mi-era student la estetica jazzului, și zic, mai voi cântați colosal, de, ideal. Și a ieșit formidabil. Avem niște înregistrări atât de bune, făcute de radiodifuziunea portugheză, încât s-ar merita puse pe disc. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la interviurile IBS. O să urmărim în continuare cu atenție fenomenul jazzistic și pe tine în mod special ca și personaj atât de pitoresc al Clujului. Mersi Te foarte așteptăm mult. și data Mersi viitoare. Mult. Dragi prieteni, alături de noi în această seară a fost Virgil Mihaiu. Rămâneți pe IBS Radio. Audiție plăcută în continuare.